Bună seara și bine ați dat click la un nou episod din cel mai podcast epic. De data asta îl facem în trei, pentru că Bogdan lipsește, nu știu dacă ați observat. Din cauza tenului a fost racolat de serviciile secrete să se infiltreze printre jihadiști. Îl ajută puțin culoarea și o să lipsească o vreme să... Da, așa că dacă vă întrebați unde este Bogdan în momentul în care înregistrăm acest podcast, puteți să ne scrieți un coment, dar nu știu cum să vă zic, să le zic cumva bătrânește. N-are treabă oile de unde bea măgarul apă. Nu vă interesează unde e Bogdan. Și am terminat discuția. Unde e măgarul de Bogdan? Apropo de măgari, bună țigara. Da, de ce? Nu te interesează că fac cancer mai ușor din cauza ta? Pot să mă gândesc un pic? Da. Nu? Și fume, faci cancer. Fume? Nu, e mai ușor să fac cancer. Nu. Vrei să zice mai ușor pentru tine că ești mai aproape de el, de asta, ești mai departe, tu filtrezi. Nu vrei să începem asta. Faci cancer, deci eu o termin și după aceea să facem analizele. Dacă nu ai cancer, te nenorocesc. Nu, fac cancer mai ușor decât dacă n-ai fi tu aici. Mie așa că vorbești de cancer de față cu ăsta aici, dar mă rog. Deci cum faci tu cancer dacă... Nu, mă, că eu fac mai greu că el filtrează prin plămânii lui fumul tău. Deci n-am. Nu, îmi crește mie șansa de a face cancer, pentru că fumezi tu lângă mine. Du-te, mă, că și eu am vrut șansa să joc în filme și după atâția ani tot nu joc. Deci șansa e așa o chestie. Da. Nu există talent pasiv, știi? Cum există fumat pasiv. Nu ajunge să stai lângă actor ca să apar tu în filme. Nu? Mă scuzi. Îi crește șansa de a face, nici nu vrem să zicem pe nume, pentru că se enervează și stresul poate să provoace asta. Asta e, da. Bă, care e problema voastră cu țigara, mă? Ce voi vreți cu legea lupește sau ce, mă? Să nu se mai fumeze în țară, în baruri, în locuri publice. Dar ce, mă? Asta e problema voastră principală, mă, că fumează lumea, mă. Asta e una dintre mine. Nu, e o problemă, dar... unei vieți de 2 lei pe care o ducem cu toții. Și dacă, voi, asta vă interesează, dacă mă. Te ajută țigara, fumează. Ești la tine acasă, nu ești în spațiu public, nu mă deranjez chiar atât de mult. A existat o întreagă discuție zilele astea și știi cum e? Că asta ce m-am gândit și am găsit soluția. Zi, să ascult toate prostiile astea legate de fumat, că-s pregătit. E atât de simplu, am găsit soluția. Man, știi cum e țigara? E ca și alcoolul. Atâta? Da. Cum adică? Poți adică, ca să... E un pic mai rar decât alcoolul, că dacă bei tu lângă mine, nu mă îmbăt eu, știi? Să mă îmbăt pasiv. Dar e un viciu. De costă ce bani. Statul face... Dar de ce e un viciu și nu e o plăcere? Faptul că fumezi puțin, nu e un viciu. Faptul că faci sex puțin, nu e un viciu. Că dacă faci sex mult, poți să zici că e un viciu. Păi, vezi, depinde de unde te uiți. Că și pedofilul poate să zică: eu am o plăcere, nu-i un viciu. Da, nu se discută gusturile mele. Nu e adevărat, că n-am zis că te violezi doi copii înseamnă că nu e un viciu, e o plăcere. Nu e adevărat, aici ai exagerat un pic. Eu am tras o linie, să fie clară demarcația. E ca și cu alcoolul. Consumi alcool, fumezi în locuri organizate, nu frumos. Nu e adevărat. Cum nu e adevărat? De ce? Deci ce face alcoolul și face și țigarea? Deci dacă bei te alcool, amețește, te îmbată de cap. Nu mă îmbată deloc de cap. E foarte fain. Alcoolul, dacă beau două țuici, mai repede invit o fetiță la o cafea ca să-i arăt apartamentul ei, cum și l-a renovat. Nu-i așa? Țigara nu face asta. Sunt mai relaxat, poate. Și îmi place foarte mult, îmi place gustul, îmi vin alte idei, îmi funcționează creierul. De la amândouă? Nu, de la alcool. Și de la țigară, nu? Nu, țigara nu face absolut nimic. Păi și atunci de ce o fumezi? Face o mică plăcere. Există o mică plăcere. Există o mică plăcere sau obișnuință? Dacă ai bea un alcool slab, ți-ar aduce o mică plăcere. Ca o țigară, nu? Dar tu bei țuici tari, că ești la nivelul următor. Da, dar uite, fumezi țigări slabe. Argumentul meu e invalid. Scuze-mă, Dragoș. Îl vom lăsa să vorbească și el în podcastul următor. Deci nu mă împing. Vrei și tu să zici ceva cu țigarea, măi? Nu, zi. Eu nu mai fumez un an, dar... Eu în cazul tău aș face că ăia înainte să-i împuște. Aș cere o țigară, mă. Ok. Că nu, ar trebui să simți ceva, să faci ceva ce n-ai mai făcut în viața ta. Și ce e asta cu fumatul pasiv? Cine fumează pasiv? Eu fumez pasiv acum. Așa, și tușești dimineața sau ți negri plămânii sau ce? Dacă facem asta foarte multe episoade, Doamne ajută. Cine știe? Deci, cum ar veni dacă am avea succes, tu din cauza mea o să mori. Sper să nu avem succes. Da, asta ai vrut să zic. Ai văzut?
Dar place să avem totuși succes, chiar dacă eu fumez și tu mori. Că nu, sper și în trei să avem. Sorry. Sorry, Bob. Prost, o să vină, o să vină și Bob. Bă, stai puțin, nu faci atâta de rău țigara, fumatul pasiv, dacă nu ești ospătar. Științific e demonstrat că nu faci deloc, nu există fumat pasiv. Știi? Nu, dar nu, nu faptul că mi afectează sănătatea, ci da, că mă face să miros ca hoitul după ce stau două ore. Dar cum miros de la toba de șapament? Cât tobă de șapament tragi tu pe nas? Ha? Dar nu stau lângă tobă de eșapament în mod special să mă afl. Tu când conduci mașina mergi sus, așa e. Îți miros hainele de la tobă de eșapament? Da, bineînțeles, mie miros. O să încerc să scot un parfum cu mirosul ăsta. Nu, dar dacă stai două ore într-un bar, de asta nu-ți de acord, da, cu fumat un bar. Observ ce chestie românească e asta. Că ce dacă te otrăvesc eu? Că ăla te otrăvește mai mult. Tare, da, da, da. Și asta am mai avut-o și mai înainte cu răul mai mare. Nu cel mai mare rău fumatul la noi, bineînțeles, nici pe departe, dar asta nu înseamnă că face celelalte rele mai mici. Dar eu v-am spus vreodată vouă că voi doi mă otrăviți doar pentru că vă cunosc? Nu. Atunci ce căcat? Bune analogii. Bune analogii, bravo. Mulțumesc. Nu, dacă stai... Asta mi-aduce aminte de un comentariu pe care l-am primit pe pagina Epic Show de pe Facebook, unde lumea ne mai scrie, ne bucurăm că ne scrie lumea, unii scriu foarte frumos, alții dimpotrivă, scrie unul, cu foarte frumos, mi-a plăcut materialul, dar îmi plăcea mai mult când făceai stand-up. De ce nu mai faci stand-up? Fă și tu un efort. Altă chestie românească. Bă, ia lucrează tu un pic acolo să-mi fie mie mai bine și mai ușoară și mai simpatică și mai amuzantă viața. Că oricum n-aș plăti bilet la tine la stand-up, dar o să te registrezi tu și o să pui pe YouTube și o să te văd acolo. Trage și tu un pic de tine. Pentru noi, mă. Trage un pic de tine. Să-i explic de ce nu fac stand-up? De ce nu faci un efort? Nu, de ce nu faci stand-up? Efort? Efort pot să fac foarte mult. Stand-up nu fac dintr-un singur motiv. În primul rând că sunt chemat la tot felul de... La din steamă de merez voi, cum îi zice? Chermeze, căcăreze... Cumetri. De astea cu eze la sfârșit. Șușe. Unde cine te cheamă și totuși îți spune că 300 de oameni, râde numai el. Unde până vorbești de bani, plâng toți și-și aduc și niște bocitoare și două moaște ca să-i ajute la chestia asta. Deci n-am cum să fac stand-up așa. Dacă vreau să-mi fac eu un spectacol al meu, trebuie să-l fac undeva cu multă lume, că așa îmi place mie și să-mi iasă banul corect. De-aia nu fac stand-up, mă. Pentru că nici nu-ți plătit și nici nu vine cine trebuie. Ca să înțeleagă spectatorul. Că nu se mai face nici publicul ca pe vremuri. Ăla nu pretindea să ai succes. Ăla pretindea să faci un efort. Ca și când eu alte eforturi nu fac, mă. E ca și când mă stau așa fără interesant să faci efort. Și nu fac niciun efort, mă, dar deloc, mă. Bravo. Nu, că te-ai chinuit să-ți rulezi o țigară. Am observat. Am răbdare. Să fumezi aici lângă mine. Dar pot face eforturi, cum să nu? Ah, și apropo de eșapamente, mi-am adus aminte de o altă chestie, nu neapărat românească, dar bărbătească. Chestie foarte bărbătească. Nu e așa că numai bărbați adevărat spun asta. Cutia de viteze manuală e mai bună decât aia automată? Că ești un bărbat adevărat dacă conduci manual, ca în Fast and Furious. Automatul e pentru femei și pentru americani. Nu e neapărat asta. Eu am auzit chestia asta spunându-se și m-am gândit mai departe. Ăștia care spun așa, ăștia sunt bărbați adevărați peste tot. Mă. Ăștia când văd mașina de spălat zic, las-o dracu, eu pun mâna, o fac cu mâna mea să simt. Ce-mi trebuie mie rotații, da. Să știe nu, ea, să stea lângă ea, suflă. Acum, pac, îi dau apă în plus. Pac, îi dau să se învârtă repede. Pac, să scoată apa. Să stai tu, să o faci tu când așa, așa. Ăștia săia care se duc să facă un grătar, nu vin cu cărbun la ei. Iau numai o bardă și... Toacă un copac. Da. Stau lângă mașina de spălat, nu-i dau ciclu de delicate, că aud eu când toarce numai bine și atunci apasă, balsam. Să dai drumul la balsam când vrei tu, e destul de pornache, să știți. Tot timpul dai drumul de vreme, așa e? La prespălare acolo balsamul e înăuntru. Nu știu de ce. Sau poate pun balsamul în cutiuța greșită. Și nu mai ajunge unde trebuie, știi? Dumnezeu știe, mă, dar oricum la sfârșit tu frumos miroase. Miroase, dar poate să fie un pic de risipă, dacă înțelegi ce vreau. Ce risipă, că oricum pui un dop. Oricum ai magneț acolo pe apometru. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Bă, se poate spune că ești bărbat dacă conduci bine manuală.
Se poate spune. Așa. Pentru că, totuși, ca să conduci o mașină manuală, trebuie să ai un pic de skill. Trebuie să fii coordonat, să zicem. Ca un jongler. Mai mult. Trebuie să ai și simț, trebuie să ai și privire periferică, trebuie să fii atent la 6 lucruri deodată, trebuie să anticipi dinainte. Trebuie să faci foarte multe chestii. Nu-i mai ușor să nu-ți folosești atenția distributivă decât pe două chestii în loc de 10. Și să iei cutia automată. No, bun, hai să facem așa. Tu ți-ai luat carnet, da? Să zicem. Și ți-ai mașina automată. Imediat m-a zis asta și gata. Repede. Imediat că trebuie să tragești o concluzie la fumat. Și îl accidentezi pe unul. În câmp, iarnă, lupi, vin să vă mănânce. În timp ce mașina ta a luat foc. Mașina ta care e pe automată. Dar mașina lui care e pe manuală încă merge. Și tu trebuie să-l iei, să-l pui acolo, să-l duci la spital. Dar e manuală și nu poți să o conduci. Pentru că ești un pro și ăla moare. Ce am zic? Cum ce zic? Raed Arafat, ce dracu faci? Corect, și încheiem cu o concluzie. Fumați, că e foarte bine. Cu și o carne, dacă o pui la fum, rezistă mai mult. Așa și plămâni, fumați. Da, mă, mai bine, cum să zic eu, o de aia, cum zice aia de stă la fumat, de aia, eu n-am cuvintele la mine. Șuncă, mă, de aia. Da, un jambon. Un jambon, nu e mai fain un jambon. Decât ce? Parizer. Acestea fiind spuse, noapte bună, copii.